Nu, hai. Eu dacă mă acces pe cineva, no, sunt hai. Pe... Ok, o dăm. Ligi, eu fac... Am închis valva de... Valabilă chestia asta, mă. Mă, oameni buni, acum nu trebuie să fiți toți la fel. Mă, guys, mă. Nu, dar nici să nu... Mă, guys, nu trebuie să fiți toți la fel. E ca și cum ne-am pus ochelari de cal. Nu, dar tu, când ai declarat că îți place de mine, tu ai mai avut ochi și pentru altcineva. Nici n-am avut ochi și nici m-a interesat altcineva. Că nu mi-a plăcut niciodată altcineva. Înțelegi? N-am înțeles ce ai zis. Păi n-avea cum, pentru că mie nu mi-a plăcut. Eu am fost liber, eu am avut de ales. Da, da, ți-a și plăcut. Păi mi-a plăcut de tine, dar am avut de ales. Și te-am ales pe tine și mi-am fost de tine. Și de Manuela. Între tine... De Manuela. Nu mai tot aduci de fiecare dată în discuție treaba asta. Dar tu ai zis. Păi, eu n-am spus niciodată că o plac. Bine. Pe Manuela. Dar ce ai zis? Gesturile mele cu Manuela sunt 5% din gesturile tale cu Jador, ca de exemplu. Și eu a trebuit să te cred că nu-l pași pe Jador. Nu l-ai plăcut niciodată. Păi, dar eu nu e adevărat, eu am zis că l-am simpatizat pe Jador. Păi uite și eu am simpatizat cu Manuela, dar gesturile mele în emisiune și în afara emisiunii sunt 5% dintre față eu de gesturile voastre. Dar stai puțin, eu m-am jucat. Păi asta zic, dar el te pupa cu orice ocază care prindea, ba pe umăr, ba pe spate. Dacă ținea, nu mai era joacă. Ba pe obraz, adică ce am avut eu cu Manuela au fost două țigări. Probabil i-a plăcut lui mai mult de mine. Mario, da, și tu ai permis. Păi se m-au văzut fără prietă, de-aia mă tupă. Asta zic, nici eu n-am avut o relație, dar eu cu Manuela... Da, dar tu prima dată când ai intrat în casă. Știți că îți place de ea, a doua oară iarăși. Nu exagera, că vreau să o cunosc și o simpatie. E o mare diferență și am mai zis cu plăcutul. Poți să plac 10 femei odată. E vorba de plăcut, de a simpatiza pe cineva. Poți să plac 10 femei odată. Păi cum să nu poți să plac 15 femei? Nu e vorba de sentimentul de îndrăgostit, e de plăcut. Îmi ești plăcută, ea mi este plăcută, nu e nimic. Oprică, ți-e plăcută. Eu nu mă pot îndrăgosti. Marius, oprică, ți-e plăcută. Cine? Oprică. Mi-e neplăcută. E oprică, mi-ești opusul la plăcută. Îl citesc pe Filip. Mulțumesc, Marius. Hai să vă zic și vouă, Mariuse, ce am spus și ei ieri. Ea zice că m-a simpatizat, dar da, n-am venit. Clar, da, zi, okay. Dar nu poți să, dar ce trebuie să urlu aici? Era așa. Bine, Andrei, asta la adresa mea când eu am dat cu pena în Ela. Cine se tachinează să o iubește? Da, prea rău. Nu, n-are importanță, nu, Andrei, n-are importanță. Nu să vorbească. Normal, dar a avut o așa se poartă aici, să vorbim alții. Și n-am fost aici, nu mă pronunțam. Nu era. I-am zis și mă așteptam. Știi de ce? Îți zic eu, pentru că avea așteptări de la tine fiindcă te plăcea și te dorea ca iubit. Și trădându-i așa, ei iubitului n-are voie să... Ce, Livian? Exact, nu trebuie, adică ea nu acceptă un bărbat violent. Liviano! Ea se gândește că la o schemă de asta vii și dai ce, cu ce, Liviano? Aș făcut-o deja film, nu? Te plăceam și vroiam, bă, Liviano! Nu, te plăceam și voiam, Ligi! Liviane, stai bine? Ti senti bine? Uită-mă! Budaba! Copiii de la grădii, haideți să ascultăm când alții vorbesc, okay. Ca să ne și înțelegem. Copiii, da? Ascultă, Ligi. Bun. Momentul în care am atras atenția lui Cătălin legat de gestul pe care l-a făcut față de Ela a fost pentru că eu nu suport violența. Și da? Nu ți-ai dori un bărbat violent lângă tine? Evident, adică, și dacă acest om a greșit... Nu s-a supărat pe nimeni când a fost un pic violent sau a deranjat pe aici, s-a supărat ceva tare pe mine. Și n-a ajuns la vorba lui Livian? Probabil că gen, ea voia să te modeleze exact, pentru ea. Probabil că a avut așteptări din partea ta, Cătălin. Să-l modelezi. Păi nu! Am pus între ghilimele. Tu, a avut așteptări din partea ta. Era o ieșire. Nu, Cătălină... Ce le-am făcut? Mi-a inspirat că e un om educat și un om matur. Și atunci aveam așteptări din partea lui. Acum sunt numai la o parte, da. Producția, vă rog frumos, trimiteți-mă la emisiune. Aveam așteptări din partea lui, dar asta nu înseamnă că l-am modelat și chestii vreau de genul. Nu, modelat între ghilimele. Gen, voiai să înlături din caracterul lui, chestii pe care ție nu-ți plăceau, în ideea în care vreodată te poți folosi și tu de caracterul lui. Bun! În concluzie avem doi băieți, vai... Mă, se citește dragoste aici, păi... Da. Cum se face, Cătălin, că tu acum nu vorbești? Păi da, care avocat? Păi da, Ligia a spus mai devreme, alo... Copiii de la grădiniță să mă asculte. Tu care vorbești? Te-ai îndrăgostit? Care subiecte băgai în fiecare subiect, acum nu mai vorbești. Păi poate nu mă referam la tine, Cătălin, că tu tăceai, deci... Nu, stați un pic. O, ce compliment, Ligi! Eu, Andreea. Ligi. Ce compliment, mă scuzați. Eu ieri când am ajuns alalte, m-am uitat puțin la emisiunea acasă. Eu nu mă uit aici, nu prea mă uit. Asta. Nu m-am uitat deloc. Și am văzut și lucruri, erau astea trei lucruri. Adică că eu am exagerat puțin față de Livian și de Bianca. Așa. Al doilea era doamna Andreea, pe care l-am și spus ieri. Și al treilea era că mi se părea că m-am băgat în toate subiectele și chiar nu... Voiam să schimb treaba asta. Foarte bine.
E, de-aia, ca să-ți răspund acum la faptul da, da, că... acum e vorba despre tine și Ligiei. Da, dar oricum o să răspund la toate de câte ori sunt întrebat. Dați-i un pic cu fum lui Filip, că n-are ce să... Să răspund la toate provocările. Nu, dar o să răspund într-un alt mod. Un pic pe Filip din cazul. Ele cu Berna, nu are ce caută aici. E pe dragul, scoateți-l afară. Nu are ce să caute în combinația asta. Aliniați-vă toate! Și spuneți-mi când sunt de frumos! Eu deja mă ridicam în picioare. Cu toți băieții. Cum? Pedepsește-le pe toate cu toți băieții, dar permutări de la mișto, știi? Știi cum așa, care cu care. Da. Dacă chiar asta am zis și eu, dacă chiar ori nu-ți place și vrei să cauți motive, toate, da. Variantele. Toate variantele. Ori ai iubit acasă, ori e varianta pe care a spus-o el. Nu vreau să mă bag până nu știu ceva sigur. Dar eu, oricum i-am spus lui, eu nu vreau o relație. Deci e mult știu prea spus. Dar un relație. Om care place un alt om, ok, stă să se gândească, dar nu, acum nu vreau să vorbesc cu el, că doar socializând pot să-l cunosc, pot să-mi dau seama dacă sunt compatibilă cu el. Așa, la prima impresie, pare că am putea fi compatibil. Da. Dar vreau să-l cunosc mai mult, înțelegi? Vreau să-l cunosc mult mai mult, pentru că, vezi tu, am făcut greșeala cu Filip și nu mai vreau să o repet. M-am aruncat mult prea repede, trebuia să stau o lună de zile, timp... Fetelor! Alinierea! De ce? Aveți pedeapsă toate. Ce aveți? Nu cred! Aaaa! M-a luat după Mariana. Ferească Dumnezeu. Că nu, Bianca. Da, la Bianca, eu dau eu. Aveți pedeapsă toate. Ba da, că tu, eu... Pentru că trebuie să la el. Aveți pedeapsă la comun. El trebuie să ne... Aveți pedeapsă la comun. La comun ce pedeapsă? La comun toate, hai, alinierea. Da, hai, alinierea toate. Hai, măi, aliniază pe... Livian, că a venit rândul meu, aici te rog. Hai, unde Livian? Dar mă are și el în cap de zici că el e șeful la femeie. Aici? Da, da. Livian, zi pedeapsa și ne-am alinierea. Te rog, Ligi, te invit. Dar spune-i pedeapsa. Te invit la dans. Aici, vă rog. Este seara ta. Aici. Fiecare fată să se zic cum băia. Nu, no, nu, no, nu, no, noi deja le-a spre comune, prea banale. Trebuie să ne pupăm între noi. Dar vezi, mă, că s-a gândit el la pedeapsa. Aici. Ia, ia, ți-a aplaudat toți. Mariana. Ce plăcere pe tine, Liviane, acum, mamă. Hai, Mariana. Fetelor, țineți minte acum vreo 4 luni când ne-ați aliniat și a zis dezbrăcarea? Da, hai, hai. Adică ele nu au fost doar 3-4 au fost. Noi nu am fost. Cele care au fost. Ghinion, sunteți toate aici, suportați. Da. Jos textila. Da, cred. M-a zis că suntem ai informație. Jos textila. Eu gata. Uite, Mariana se dezbracă. Eu-s gata. Eu-s gata. Stai, Mariana. Mariana. Mariano. Mariana, hai în linie. Să nu mă secund să mă dau. Hai, Mariana. Care textilă? Asta sau asta? Toată textila. Nu chiar toată, chiloții puteți. Cum, chiloții? Hai, Mariana, hai, trece. Hai, Mariana, lasă-i Livian. Livian, nu m-am decât. Livian, stai acolo. Mai curat, Livian, înceapă. Voi sunteți femei, voi sunteți bărbați. Adevărat, du-te acolo, du-te acolo. Mariana! Trece aici, mă. Hai, Mariana. Hai, Mariana. Nu se poate, la grădini da, e mai greu un picuț cu tot. Hai, Mariana, lângă altceva. Bine că... Fiți atenți, să vă dau pedeapsă așa la comun, la ăsta, să nu vă solicit și să nu vă așa. O să vă atingă pe câteva dintre voi, dar vreau să aveți cea cine mai mare sinceritate pe cine care ați avut-o până acum. Cine ce să ne atingă? Ce să ne atingă? Nu vă atinge nimeni, la figurat, metaforă. Ah, vreau vorbind. Să-mi faceți, nu, să-mi spuneți 5 calități care vă plac la mine. 5 calități, 5 complimente. La noi, la tine. 5 complimente. I-am înșelat. Du-te-n partea alaltă, că nu te vezi, nu mă văd. Te rog. Ai nevoie de atenție? Dar tu îmi dai pedeapsă doar mie? Pedeapsă la toate. Ai nevoie de atenție? Nu, da? Nu știu ce să vă dau. Pedeapsă! Ce vă place la mine? Legi, dar ce mai trimis în partea asta? Nu, 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 nu. Legi, ce mai trimis în partea asta? Da, tot o ameninge. Dar nu e asta e pedeapsa, puteți zice orice. Zi o pică. N-am nimic cu tine, Mariana, nu te mai aprinde așa. Trebuie să fii mult mai... Legi. Trebuie să fii frumos, mă, spune. Gata. Nu te înțelege de nimic! A, bine, hai, hai, mai ești hai că încep eu, normal, hai că încep ziceți. Eu. Ziceți. Bine, haide. Hai că încep eu, Livian. A început opric, opric, eu încep eu să te rog. Eu ai văzut chiar Livian, poate. Am zis că nu-i Livian. Bine. Da! Hai opric, că zi. Mă gândeam să ne asemene cu cât un animal, pe fiecare. Oh, porc, cal. Livian, mă duc. Tu ești porc mistreț, mă. Nu că le-a salinturi, mă. Hai că vă spun eu mai cu cine semănați voi. Haide să începem o dată. Băieți,
Hai că spre ăsta. No, bine, bine. Hai, deci tot dincolo și dansați fiecare cu altul. Hai. Dar de la noi să mergem la club, eu știu. Da, hai. Hai, dansăm sau ce? Am vrut să fiu cu bun simț față de băieți, față de voi. Dansăm toate așa. Hai, să te rut, ați văzut? Nu e adevărat. Ba da, voi ați rut. Hai, vă rog, vă rog, vă rog. O dată am venit și eu din. Să dansăm toate împreună sau? Nu, nu. Mai are cu altul. Hai. Adică cât un dans cu fiecare? Hai. Să ne alegi tu. Alege-ne, Livian. Da, da, Livian, tu ne alegi, băieții care da, da. Sortiți. Da, da. Marius! Pirui, eu zis, dar ce? Trebuie să mergem să dansăm cu alții, cu de alea pe viață. Nu e adevărat, nu e adevărat, nu e adevărat. Nu, oameni. Liviane, da. Trebuie să dansezi o fată cu Turcu. Dansezi tu cu mine, Marius! O fată trebuie să dansezi cu Turcu, rog, cine? O fată trebuie să dansezi cu Turcu, rog. Pe piapsa nu era aceea de ieri. Care? Da, e mai zis. Ce trebuie să faci, stai lângă ea. O frică se omoră, o frică. Pedeapsa, da, pedeapsa, frate. Pedeapsa, frate. Da, mă, pedeapsa și tu ai dansat cu cineva. Tu nu trebuie să dansezi cu nimeni. Da, dar tu știi ce o zi, Livian? Păi nu care... Fiecare fată dansa cu câte un băiat. Cine ai înțeles? Ce e aia pedeapsa? Andreea, hai, nu mai juca teatru și nu mai fă din material. Dar nu joc teatru și nu faci un material. Tu le faci. Acum l-am adus el mai serios. Tu le faci. Nu mai poza aici pe-a supărat ca să facem materiale. Dar tu spui mie ce să fac. Dar tu ai zis ce fac eu cu el, dar ce treaba ai tu, ce fac eu cu el? Dar ce treaba ai tu, ce fac eu cu el? Dar tu spui de mine când plac. Da, asta vreau să spună el, știi care e problema? Uite, n-ai făcut nimic, cum n-ai făcut nimic, dacă tu faci să te râzi? Ce să-l peredeam că mă uitam în oglindă că era tine, când tu te întorceai cu... Cum să te uiți în oglindă, bă, dacă te vedeam ce faci, mă, nicio iubire, lasă-mă. Vezi că mi-ai făcut și șarpe și nu știu câte-ți mai aștept. Băi, ești șarpe, frate, se mură. Deci eu zic să-i, vezi câte-ți mai aștept aici, m-ai făcut și șarpe, mă faci și oaia neagră, dă seama ce zici la gură. Te ridici aiurea. Bine, eu zic să-i. De ce te... Vezi că și în cameră ieri cu Turcu și cu Cătălin, eu ți-am vorbit frumos de fiecare dată și tu încerci să mă jinghești mai mereu, mai mereu. Bă, nu mai vorbi, nu mai vorbi. Bă, vorbești ce vreau. Du-te de aici, mă, dispera. Ce faci acolo? Ce faci? De ce e supărat? Du-te, te rog frumos, mă lași în pace. Piste puțin, eu am avut pedeapsă, tu ai avut pedeapsă și tu ai dansat cu cineva. Nu trebuie să dansezi cu nimeni. Da, dar tu știi ce o zi, Livian? Păi nu care... Fiecare fată dansa cu câte un băiat, cine ai înțeles? De ce e pedeapsă? Dacă da, tu ai pedeapsă, asta ce înseamnă? A, dar nu ești tu liderul elui. Dar tu voiai să primești tu pedeapsă. Știu că de câteva zile tot tu vrei să primești pedepse. Dacă tu ai pedeapsă, am uitat la fata ta chiar odată așa. Ți-ai zis dansezi cu Tami? Da. Nu cred. Treabă. Pe unde e aia pedeapsă? Păi treabă, da, mint? Păi și mă frică cine a trimis să danseze cu mine? Eu? Nu-mi pasă, tu ai zis că vrei. Eu am zis? E, dar Andrei are pedeapsă, nu e. Păi da, bineînțeles. Era normal. Păi ce vorbești? Păi stai un puțin, nu strebeție? Da, că eu nu am dansat, am dansat normal. Cum ai dansat normal? Că tu puneai mâna pe el, nu eu. Și ce-am făcut? Am făcut așa. Și eu ce-am făcut? Eu n-am făcut chiar nimic. Ai stat încă jos, crăcit, să vină pe tine. Am stat acolo. De ce te-ai ridicat? Că n-am vrut, de ce să mă ridic? Nu, păi lasă-mă în pace atunci dacă n-ai vrut. Păi da, pedeapsa cu ea a fost, mă. Uite, s-a supărat. Păi eu știu că Filip se duce în spate acum, se gândește la Ligi, da? Fiare, tot ea s-a supărat. Asta nu e bună pedeapsă, s-a lăsat cu certuri grave pe ei. Livian, ce ai făcut cu cine aici? Îți dai seama eu, șerpele, șef, cât hate o să-mi iau? Asta e apa mea, asta e mâncarea mea. Filip, ești bine? Cam tu, cam tu. Mă, de ce m-ai sunat aseară? Am rugi pe gât, Andreea? Nu recunoști. Dar cine a făcut șarpele ăsta aici, măi? Ce să zic, că tu erai cu mine pe acolo, pe piept. Pe mine fata aia, nu m-a atins.
Tu glumești, mă, omule? Eu eram acolo, adică. Făcea la miște și îmi spunea, stai că urmăresc pe Andreea în oglindă, să vedem dacă... Pe cum, dacă și tu ai împins-o? Păi am împins-o, când credeam că exagerează, am împins-o, asta zic. În rest, n-ai exagerat. Păi n-avea cum să exagereze, că în momentul când eu simțeam că exagerează, am... Dacă nu voiai, te ridicai de acolo. Să mă ridic, să plec, să fug, să ce, nu ești, bă, ce, sunt disperat, dar ce trebuia să fac? Pare decent, așa, crezi că un băiat care, eu te-am considerat un băiat cu bun simț, sincer. Păi dacă m-ai prins că mă uitam. Dar nu, ce? M-ai prins că mă uitam, e vina, și afară, te uitai și acum. Scuze-mă pe mine. Da, dar e urât, chiar dacă te uiți, tu nu trebuie să-mi spui treaba. Da, sigur. Să-l aici. Nu, dar desfac acum, acum. Vrei să mint? Cum? Vrei să mintă? Să vezi că nu. Dar de ce? Dar e urât. Pentru mine e urât. E bine că o recunoscut, da. E bine, da, ok, că e sincer, dar mie nu-mi place treaba asta, sincer. Bine ca un bărbat să uite la sânii mei sau la fundul meu, să văd eu. Ok, te uiți, dar nu să văd eu. Da, de un bărbat care te place, admiră fiecare părticică din tine. Vai de mine, chiar? Eu zic că te văd, Sergiu, un artist. Da, nu, deci chiar bun, mă deranjează fazele astea, sincer. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.